Hristos s-a înălțat. De unde mi-e fericirea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Cucernici părinți, iubiți frați și surori în Hristos, cred că și dumneavoastră, ca odinioară Sfânta Elisabeta, cu aceleași cuvinte ați primit-o pe Maica Domnului, prin icoana ei de la Cacica, în comunitatea dumneavoastră. De unde mie fericirea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Pentru că văd atâta mulțime în biserică, cu siguranță și zilele trecute, la fel, biserica era plină. Văd cum sunteți frumos îmbrăcați. De unde mie fericirea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? De aceea simt că împreună cu Maica Domnului, comunitatea dumneavoastră se bucură. De ce? E adevărat că icoana de la Cracica Maicii Domnului este o icoană miraculoasă. Pentru aceasta ne bucurăm. E adevărat că în aceste zile au fost mai mulți preoți la altar, ca și cum ar fi fost poate hramul. Oare de aceasta ne bucurăm? De ce ne bucurăm? De ce dumneavoastră v-ați îmbrăcat atât de frumos, copii național și nu numai copii? De ce sunt cântări speciale, mai frumoase ca altă dată, parcă la Sfânta Liturghie? Vă voi explica și cred că veți fi de acord cu mine. Voi spune o întâmplare mai întâi. Un preot povestește că, într-o duminică, în plină Sfântă Liturghie, când toată lumea era atentă la preot, se citea Evanghelia, iată intră un tânăr, un cerșetor, desculț, cu haine murdare, în biserică. Se uită în dreapta, în stânga, deranjând lumea, căutând unde să se așeze. Sigur, ca și acum, nu prea e la loc în biserică să se așeze. Tot uitându-se în stânga și în dreapta, vine mai în față. Tot se apropie, uitându-se pe sus, la picturi, la icoane, la lume, fără să dea prea mare atenție, că se celebra liturghia, într-un cuvânt deranjat. Până la urmă, ajunge în față, ne găsind loc, se așează pe podea și se uita la lume. Tocmai se terminase Evanghelia de citit. Se făcu liniște. În sfârșit, un bătrân venerabil, șeful comunității, se ridică din banca sa, își ia bastonul, cum era el bătrân, pornește spre acel tânăr. Fiind liniște, doar bastonul îi se auzea. Toată lumea se gândea. Nimeni nu se va supăra pe acest bătrân venerabil, dacă pe acel tânăr îl va scoate de urechi din biserică. Dar ce face bătrânul? Ajunge în față, cu greutate, își pune bastonul jos și iar, cu greutate, se așează lângă tânăr. Pentru ca acel cerșător tânăr singur să nu stea toată slujba singur în fața altarului. Preotul își începe predica. Iubiți frați, ceea ce vă voi spune eu acum la predică, poate veți uita. Dar ceea ce a făcut acest bătrân, cu siguranță niciodată nu veți uita. Pentru că, iată, un gest de adevărat creștin. Iubiți frați,
ceea ce poate s-a predicat în aceste zile, ceea ce poate spun și eu la această predică, poate veți uita. Dar faptul că Maica Domnului, icoana de la Cacica, a fost în comunitatea dumneavoastră, v-a însoțit aceste zile, mai mult, va merge prin satul dumneavoastră, binecuvântând casele, străzile, familiile. Eu sunt sigur că nu veți da uitării. Iată bucurie. Mai mult, suntem în ajunul marii sărbători coborârea Duhului Sfânt. E sărbătoarea Bisericii pentru că în acea zi Biserica a luat naștere. De atunci Biserica a luat ființă prin coborârea Duhului Sfânt, când Sfântul Petru a predicat mulțimilor fiind plin de Duhul Sfânt, încât mulți oameni au crezut în El și au crezut în Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Dar iată, Sfânta Fecioară Maria, și ea era prezentă. Ea a mijlocit la Fiul ei, Mântuitorul Iisus, înălțat la cruce, să se împlinească odată ceea ce El a promis. Mă urc la Tatăl meu, dar nu vă întristați. Vi-l voi trimite pe Mângâietorul, pe Cel care vă va însoți tot timpul. Cel care va conduce Biserica mea până la sfârșitul veacurilor. Iată o altă bucurie, iubiți frați. Maica Domnului, Duhul Sfânt, ne însoțesc astăzi și nu numai astăzi. Trebuie să fim convinși că ne-au însoțit în tot timpul vieții noastre și nu vor înceta să ne călăuzească, să fie alături de noi toată viața noastră și nu numai de noi, ci și Biserica întreagă. Maica Domnului este numită de aceea Maica Bisericii. Noi formăm Biserica, deci este și mama noastră, de aceea ne bucurăm. Bucuria, însă, trebuie să fie adevărată, adică acea bucurie care este rod al Duhului Sfânt. Nu o bucurie trecătoare, o bucurie statornică, o bucurie chiar și atunci când suferim. E cam paradox, cum să ne bucurăm când ne doare ceva? Da, rodul Duhului Sfânt, bucuria, ne face capabil chiar și atunci când trecem prin încercări, când se abat asupra noastră, poate, lucruri, situații pe care nu le-am dorit. Suntem și putem fi bucuroși, pentru că putem oferi aceste greutăți lui Dumnezeu și știm că atunci durerea se transformă în rugăciune care aduce mulțumire, bucurie, căci suntem în mâinile lui Dumnezeu. Ei bine, Sfânta Fecioară Maria caută să sădească în sufletele noastre această bucurie statornică. Ea a fost bucuroasă pentru că a fost, cum spune Biserica, Sfinții Părinți, mireasa Duhului Sfânt. Dar dacă este mireasa Duhului Sfânt, Dumnezeu, ce mire ar permite ca mireasa sa să sufere? Să fie în discuția mulțimilor? Să trebuiască să fugă din fața lui Irod, spre exemplu. A permis, totuși, Dumnezeu, pentru că prin toate acestea, Sfânta Fecioară Maria se bucura că este alături
de Fiul lui Dumnezeu și că tot ce îi se întâmplă este după voința lui Dumnezeu. Și iată bucuria finală. Diavolul a fost învins, păcatul șters, moartea învinsă, Hristos a înviat. Și mai mult, și mama să cerească Maica Domnului a înviat, căci este în slavă atât de Fiul ei în cerul. Cum să căpătăm această bucurie statornică și nouă? Ea știe acolo unde nu este bucurie, simte. În Evanghelie vă amintesc de un episod. Nunta din Cana Galilei. Cardinalul Carlo Maria Martini, reflectând asupra acestui pasaj din Evanghelie, scrie cuvinte foarte frumoase despre acest fapt întâmplat la nunta din Cana Galilei. Și spune: oare dumneavoastră cum ați fi povestit minunea de la Cana Galilei? Cu siguranță nu, așa cum a povestit Sfântul Ioan Evanghelistul. Cum povestește Sfântul Ioan Evanghelistul? Era o nuntă la Cana Galilei. A fost invitat și Iisus cu ucenicii săi. Era prezentă și Maria, mama lui Iisus. Iată, s-a terminat vinul. Atunci Maria merge la Iisus și îi spune: nu mai au vin. Păi cum? Sigur, noi am fi povestit altfel. În timp cât se celebra, se bucura lumea la nunta din Cana Galilei, se termină vinul. Cel care era responsabil în beci cu vinul fuge repede la nun. Îi spune: nu mai este vin. Să nu-l întristeze pe mire, până la urmă vorbesc cu socrii. Nu mai este vin. Amintindu-și că este Iisus prezent la nuntă, neîndrăznind să vină la Iisus să spună: poate tu poți face o minune, căci am văzut atâtea minuni săvârșite de tine. Fă ceva. Așa am fi povestit. Să recunoaștem și noi episodul de acolo. Dar iată, Evanghelia spune, când s-a terminat vinul, Maria merge la Iisus și spune: nu mai au vin. Păi cum? Chiar Maria își dă seama că nu mai au vin. Oare i s-a terminat din cupa ei, de pe masă, vinul? Nu. Ceea ce vrea să ne explice Evanghelia este că Maria își dă seama atunci când nu este bucurie în inima oamenilor. Nimeni nu i-a trebuit să-i spună că nu mai este vin. Vinul simbolizând bucuria în Sfânta Scriptură, care înveselește omul. Vinul, dacă se bea cu măsură, după aceea, dacă e prea mult, nu mai înveselește omul, ci întristează pe cei din jur. Dar vinul era simbolul bucuriei. Maria își dă seama acolo unde nu este bucurie și merge să dobândească celor din jurul ei bucuria de la Fiul ei Iisus, care cu adevărat redă bucuria oamenilor în făcând acea minune, transformând apa în vin. Iubiți frați și surori în Hristos, dacă zilele acestea în sufletele dumneavoastră poate nu era bucurie, atâta bucurie, iată, Maica Domnului a intervenit, fiind prezentă chiar și doar, ea este prezentă, dar noi o vedem în mod vizibil prin icoana ei de la Cacica. Cred că a adus bucuria pentru că văd și acum coadă la spovadă. Siguranță v-ați spovedit și veniți la Evaristie împărtășindu-vă cu trupul și sângele Domnului, chiar dacă nu și cu vin, dar iată bucuria, căci ostia conține și trupul și sângele lui Hristos, nu numai trupul. Iată bucuria! Vom merge în procesiune cu icoana Maicii Domnului.
o simțim ca și Elisabeta, care știa plină de Duhul Sfânt, de bucuria prezenței lui Dumnezeu, pentru că Maria pe Dumnezeu l-a adus în casa ei, pe Iisus, în sânul preacurat al ei. Ne bucurăm și noi că ea l-a adus pe Iisus în mijlocul nostru și l-a duce și vrea acest lucru să-l aducă în inima noastră. Prin sacramentul Evharistiei, prin cuvântul Sfintei Scripturi, prin celebrarea jertfei sfinte. Dacă privim la această icoană și medităm la Maica Domnului, ea nu va pleca fără să ne mai lase ceva. O armă. O armă? Nu este ea numită Regina Păcii? La ce război ne trimite? Care este arma care ne lasă? Ne trimite la lupta cea mai grea. Împotriva păcatului, împotriva răului. Arma pe care ne-o dă este rugăciunea. Venind înspre biserică, am văzut pe mulți dintre dumneavoastră, chiar dacă salutând pe unul pe altul, un rozariu în mână. Deja aveți această armă a Maicii Domnului. Ea ne-a trimis să ne rugăm. La oricare din aparițiile ei, nu a spus altceva decât rugați-vă, pentru că pot interveni la Fiul meu să nu accepte atâtea încercări pentru fiii mei iubiți, voi. Diavolul să n-aibă putere asupra fiilor mei pe care îi iubesc și vreau alături de mine. Îndemnați-i pe toți să se roage. Rugați-vă. Înarmați-vă cu această armă, rugăciunea. Atunci veți căpăta pacea. Un alt rod al Duhului Sfânt. Pacea pe lângă bucuria pe care același Duh mi le dă. Îmi mai amintesc și doar puțin mai durează să vă povestesc și acest lucru despre un alt preot care povestea la rândul său ceea ce i s-a întâmplat pe când era încă student teolog, seminarist, pronunțat. Preoții noi îl cunoaștem din predicile pe care le scrie și ne mai inspirăm din aceste cărți pentru a propune explicat pe înțelesul creștinilor, credincioșilor, cuvântul lui Dumnezeu. Spune că pe când era seminarist s-a întors din în vacanță de la seminar și iată, bunica era bolnavă pe pat. Era paralizată. Dar, intrând la ea, vede că, deși auzise, cum i-au spus și i-au scris părinții că bunica este paralizată, ea își mișca încă mâna stângă. Dar de ce? Avea un rozariu în mână. Intrând, o salută, iar ea greu poate rosti anumite cuvinte. Vezi, pentru tine mă rog. Niciun cuvânt n-am mai putut scoate, povestește. Sigur, am rugat, am încredințat-o lui Dumnezeu și cum a vrut Dumnezeu, a luat-o la zi. Dar nu înainte de a fi ajuns eu preot, pentru că tot bunica mi-a explicat că mă rog să te văd ajuns preot. A ajuns preot știind că au trecut ani de când ea suferă așa, m-am dus să-i dau ungerea bolnavilor. Dar
m-am încurcat la formula, la rugăciunea pe care trebuia să-mi spun. Am reușit doar atât să spun, prin această ungere sfântă, când îi ungeam capul, și prin mila sa prea îndurătoare, Dumnezeu să te alină, pentru că trebuia să spună, iertându-ți păcatele, să te mântuiască. N-am mai putut spune aceste cuvinte, iertându-ți păcatele. Ce păcat putea să facă bunica mea când toată ziua era cu rozariul în mână? N-am putut să rostesc aceste cuvinte. Știu că este în ceruri, lângă măicuța pe care a cinstit-o și căreia s-a rugat mereu. Iubiți frați, știu că aceste zile de har, prin mijlocirea Preacurată Fecioare Maria, harul pe care mi-a aduce Duhul Sfânt trimis de Fiul Mariei Iisus, va aduce bucuria adevărată, statornică, în sufletele dumneavoastră și le dorim ca această bucurie să nu dispară niciodată. Amin. Hristos s-a înălțat.